Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmăriți știrile GDS, cel mai important grupaj informativ al zilei. Posturile de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar vor fi scoase la concurs în perioada iunie-iulie 2017. În județul Dolj sunt peste 60 de funcții care nu sunt ocupate prin concurs. La nivel național, 600 de posturi de director și director adjunct din grădinițe, școli și licee sunt ocupate în prezent de cadre didactice prin detașare. Este vorba despre școlile unde directorii fie au picat examenul de anul trecut, fie nu s-au prezentat la el. Ministrul Educației a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că pentru aceste posturi se va organiza o nouă sesiune de concurs și a publicat calendarul de desfășurare a probelor. Pe 15 iunie vom anunța organizarea acestui concurs atât în presă cât și la sediu și pe site-ul Inspectoratului Școlar, urmând ca acest concurs să se desfășoare într-un interval de luna iunie-iulie, este vorba de 19 iunie și se va încheia pe data de 4 august cu validarea rezultatelor. Până vom anunța în presă și, așa cum vă spuneam, la sediu și pe site-ul Inspectoratului Școlar, noi avem câteva etape de pregătire a acestui concurs și anume trebuie să ne asigurăm și să verificăm atent condițiile de normare a funcțiilor de director adjunct din unitățile de învățământ care vor funcționa cu personalitate juridică în anul școlar 2017-2018. În județul Dolj sunt peste 60 de funcții care nu sunt ocupate prin concurs. La începutul acestui an, directorii care nu au promovat concursul, dar și cei care ocupau la acel moment funcția, dar nu s-au prezentat la concurs, și-au pierdut conform metodologiei funcțiile. Conducerea ISJ s-a mândrit la acel moment că a procedat la consultarea cancelariei, alegând persoane care să corespundă criteriilor de ocupare a funcțiilor, dar să se bucure și de susținerea colegilor. La scurt timp a intervenit însă odată cu schimbarea conducerii ministerului și schimbarea metodologiei, iar la ISJ au apărut peste noapte 10 de demisii ale directorilor proaspăt numiți. În locul lor au revenit în majoritatea cazurilor directorii care nu promovaseră sau nu se prezentaseră la concurs. O femeie de 60 de ani a fost rănită în această dimineață într-un accident rutier care a avut loc pe E70 la ieșire din comuna Cârcea. Un șofer de 30 de ani din Craiova, care conducea un autoturism, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina într-un șanț de pe marginea drumului. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Timp de o săptămână, aproape 40 de jurnaliști și tur operatori din România și Bulgaria au vizitat regiunile Montana, Vidin și Dolj. Ei au poposit la meșterii populari din această zonă pentru a vedea cum poate fi valorificată tradiția și transformată în potențial turistic. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește că data de 15 iunie inclusiv este ultima zi de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat, servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor. Aferentă măsurii 15, servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, sub măsura 15.1, plăți pentru angajamente de silvomediu, din cadrul PNDR 2014-2020. Toate documentele necesare accesării schemei de ajutor de stat sunt publicate pe site-ul instituției. Depunerea cererii de sprijin se realizează pe suport de hârtie la centrele județene. Aceasta va fi însoțită de avizul gărzii forestiere și de documentele specificate în ghidul solicitantului. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în ghidul solicitantului. Alocarea financiară pentru sesiunea ianuarie 2017 este de 117.803.922 de euro. Selecția cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționale al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numărul 362 din 2016, publicat pe site-ul APIA. Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către centrele județene APIA, ca urmare a publicării pe site a raportului de selecție preliminar aprobat de către directorul general al DGDR, AMPNDR. Mai sunt două zile până când pot depune dosare cei care vor să acceseze schema de ajutor de stat, servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor. Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către centrele județene APIA.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură reamintește că data de 15 iunie inclusiv este ultima zi de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat, servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor. Aferentă măsurii 15, servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, sub măsura 15.1, plăți pentru angajamente de silvomediu, din cadrul PNDR 2014-2020. Toate documentele necesare accesării schemei de ajutor de stat sunt publicate pe site-ul instituției. Depunerea cererii de sprijin se realizează pe suport de hârtie la centrele județene. Aceasta va fi însoțită de avizul gărzii forestiere și de documentele specificate în ghidul solicitantului. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în ghidul solicitantului. Alocarea financiară pentru sesiunea ianuarie 2017 este de 117.803.922 de euro. Selecția cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuează conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționale al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numărul 362 din 2016, publicat pe site-ul APIA. Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către centrele județene APIA, ca urmare a publicării pe site a raportului de selecție preliminar aprobat de către directorul general al DGDR, AMPNDR. Camera Deputaților a adoptat o inițiativă legislativă privind piața produselor din sectorul agricol, care extinde valabilitatea atestatului de producător și a certificatului de comercializare a produselor agricole până la 5 ani de la data emiterii. În forma inițială a legii, valabilitatea atestatului de producător era de un an de la data emiterii. Camera Deputaților este for decizional. Vă prezentăm acum informațiile meteorologice. Vremea continuă să se mențină frumoasă în următoarele 24 de ore, însă temperaturile vor fi puțin mai scăzute față de precedentul interval. La noapte se vor înregistra temperaturi cuprinse între 14 și 17 grade Celsius. Excepție va face sudul județului Dolj, unde minima nopții se va apropia de 20 de grade. Mâine, soarele va domina din nou cerul Olteniei, dar nu vom mai avea temperaturi de 33 sau 34 de grade Celsius, așa cum s-a întâmplat astăzi. Spre exemplu, la Craiova se vor înregistra la orele amiezii 31 de grade Celsius. Ceva mai puține grade în termometre vom avea la Slatina, Târgu Jiu și Râmnicu Vâlcea, unde maxima zilei nu va trece de 29 grade. Aici punem punct știrilor GDS. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să aveți o seară frumoasă în continuare. Pe curând!